sănătate numai bine. Facem din nou, adică fac din nou un videoclip în mers, cum se zice în engleză, on the go. Needitat, nimic, direct cu ce cuvinte îmi vin din gândurile mele, că aici la Bolt îți vin tot felul de gânduri, pentru că oamenii nu prea vorbesc cu tine și te gândești la tot felul de gânduri, asta e adevărul. Și la cine să le spui? Păi spui pe YouTube că ai o comunitate faină. Bineînțeles, am oameni faini care mă urmăresc și care sigur au răspunsul la întrebări care eu nu le știu. Și de asta, până la urmă, numele canalului acesta este Cei Asta. Până la urmă, cu gândul ăsta l-am făcut, ca să aflu lucruri noi și lucruri noi care le-am aflat să le spun lumii. Acum este un gând care mi-a venit mie în dimineața asta și poate voi știți mai bine, despre comparație. După cum vedeți, mă cam frământă gândul ăsta, vă spun și din ce motiv. Tocmai pentru că eu am un copil cu autism și e diferit față de alți copii, se vede cu ochiul liber că e diferit, dar nu că ar avea un handicap foarte grav, să zic așa, că se joacă cu alți copii, nu-i în scaun cu rotile sau ceva, se bucură de viață, e frumoasă de numai fetița mea, cea mai frumoasă din lume, că n-am mai văzut fetiță mai frumoasă ca ea, și se descurcă, intră la grădiniță, totul în regulă. Atâta că nu vorbește și nu știe să aprecieze pericolul. Adică e foarte curajoasă. Ei, întrebarea este, vedeți, din ce am citit eu, psihologia ne zice să nu ne comparăm copiii, să nu ne comparăm nici măcar, să nu comparăm nici oamenii și nici măcar pe noi înșine, să nu ne comparăm cu altcineva decât cu noi înșine. Asta ne învață. Și ar fi bine dacă în realitate ar fi așa de simplu. Dar, după cum vedem, realitatea e diferită. Pentru că copilul meu a fost diagnosticat cu autism din cauza că a fost comparat cu alți copii. Altfel n-avea cum să fie diagnosticat cu autism. Pentru că e un copil diferit față de majoritatea copiilor. Din cauza asta este diagnosticat cu autism. Eu ce nu înțeleg? Comparația asta. De ce nu se pot face altfel studiile decât prin comparație? S-au luat 100.000 de oameni, din aia 100.000, 10% au fost autiști, pentru că au fost diferit față de ceilalți 90.000. Probabil că așa ceva se face, din câte știu eu. Așa că întrebarea mea asta e, dacă noi nu putem să ne comparăm normal, așa ar trebui să fie, din câte am înțeles, și ar fi sănătos să ne comparăm doar cu noi înșine. Și atunci pe copilul meu de ce trebuie comparat cu alți copii? E pur și simplu un copil diferit. Și eu sunt diferit față de oameni, că văd și eu că sunt diferit față de oameni, de alți oameni. De ce trebuie să fiu eu la fel ca alți oameni, până la urmă? Oamenii nu se pot descurca cu mine. Asta e problema lor. Eu, ca să mă
descurc cu alți oameni, eu trebuie să mă integrez în ideile lor. Și a ce înseamnă? Să mă apuc de fumat, să beau, să nu știu ce. Deci în categoria care îs eu. Deci prietenii mei, asta fac. Mai beau, mai fumează. No, eu când mă duc și mă întâlnesc cu ei, ca să mă integrez, eu trebuie să fac același lucru ca și ei. Că dacă nu, simt eu că nu prea s-o acceptat. Așa simt că trebuie să fie. Nu știu, că vă dați seama că n-ai cum să intri în creier la om, să îți dai seama ce gândesc ei despre mine, da? Așa simt eu, că trebuie să beau, să fumez acolo ca să fiu integrat. Dacă nu, sunt diferit. Și diferența asta nu știu dacă place la toată lumea. Dar oare întrebarea e, trebuie să placă? Diferența. Nu trebuie să placă la nimeni. Adică sunt oameni care te plac, sunt oameni care nu te plac. La fel ca și pe canalul ăsta. Sunt oameni care s-au abonat la canal. Din ce cauză? Pentru că ori le place conținutul ăsta, ori sunt interesați de lucrurile astea care le spun eu pe gură. În rest, sunt oameni care au văzut ce am povestit, dar nu le-au plăcut. Și ok, care e problema? Nu e nicio problemă. Da. Asta e lumea în care trăim. Asta e lumea în care trăim. Trăim într-o lume a comparației. Comparăm tot. Absolut tot comparăm. Și asta e întrebarea mea pentru voi. Dacă n-am fost foarte clar, oare am putea să găsim o altă soluție decât comparația? Oare s-ar putea efectua altfel lucrurile? Pentru că studiile astea pe comparație s-au dovedit că sunt de multe ori greșite. Adică de asta studiile făcute de nu știu ce universitate, da, de acum 10 ani, nu mai sunt valabile acum. Pe lucruri care s-au crezut că sigure. Nu. Ajutați-mă și pe mine să înțeleg. Vă rog frumos. În rest, sănătate, numai bine. Pace.